Meteorologii estimează temperaturi peste medie în următoarele 4 săptămâni, iar zilele viitoare termometrele vor indica din nou spre 30 de grade și asta la umbră. Primim toate detaliile imediat în direct de la ANM. Atac cu drone kamikaze de producție iraniană a fost lansat de Rusia azi noapte asupra mai multor orașe ucrainene. Crește din nou și riscul unui accident nuclear major la centrala de la Zaporojie. Avertismentul vine chiar de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică după un atac cu drone pentru care Ucraina și Rusia se învinuiesc reciproc. Organismul de supraveghere al ONU, care are o echipă de experți acolo, a confirmat 3 lovituri directe asupra structurilor principale de izolare ale reactoarelor. Este primul astfel de atac din noiembrie 2022. Oficialii ruși susțin că cea mai mare centrală nucleară din Europa a fost atacată ieri de ucraineni cu drone și că una din ele a lovit domul unității 6, dar că nu sunt daune grave și nivelurile de radiații sunt normale. Kievul a negat însă responsabilitatea atacului și spune că loviturile sub steag fals sunt o practică bine cunoscută a invadatorilor ruși. Centrala Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost capturată de ruși la scurt timp de la lansarea invaziei și se află pe linia frontului. De mai bine de 2 ani, securitatea nucleară acolo este într-un pericol constant. Un avertisment dur vine din partea lui Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean a declarat că țara sa va pierde războiul împotriva Rusiei dacă Congresul american nu aprobă ajutorul militar destinat Ucrainei. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe video cu ambasadorii platformei de strângeri de fonduri a guvernului. Pachetul de 60 de miliarde de dolari din partea Statelor Unite este blocat în acest moment în Congres. De la sfârșitul anului trecut se întâmplă acest lucru, în timp ce pe front lipsa muniției se simte tot mai acut. Without the support of Congress, it will be difficult for us not to win, even to stay. But that's why it's important to jointly to do very concrete things. Despre cât de gravă este situația în Ucraina, discutăm acum cu colegul meu, Mihnea Lazăr, jurnalist Digi24.ro. Te salut, Mihnea! Salut. Să începem cu atacul care a avut loc, iată, din nou la Zaporojie, exact. Un loc care se află într-un pericol perpetu de când a început acest război și nu doar el, și apoi să vedem cât de gravă este situația ucrainei. Ce se întâmplă acolo la Zaporojie? La Zaporojie, rușii fac ceea ce fac de când știm, de când lumea, ca să zic așa, atacă, continuă să atace cu drone kamikaze de producție sau iraniană, de inspirație da. Iraniană, ca să spunem așa. Culmea este că zona Zaporojie este o zonă relativ safe a frontului dacă comparăm cu celelalte regiuni est, nord-est, pe granița cu Rusia. În rest, după cum a avertizat și Zelensky, Ucraina e acum într-un moment foarte critic, într-un moment în care riscă să piardă războiul, chiar Zelensky o spune cu subiect și predicat, și asta pentru că ei acum se află într-un cer vicios. Duc lipsă de oameni și duc lipsă de muniții. Și ce mai întâi, omul sau muniția? Adică ce pui pe front? Pui oameni fără muniții, fără armament și îi transform efectiv în carne de tun? Sau trimiți echipamente militare, tancuri, blindate, Patriot, nu știu ce, dar cu cele... Sunt ineficiente în lipsa resursei. Nu ai oameni ca să le manevreze. Și e un cer vicios pe care, uite, de prin luna ianuarie în Congresul, în Parlamentul ucrainean, e blocată legea mobilizării, care presupune mobilizarea 500.000 de oameni. Recent, Denis Șmihal, premierul ucrainean, a spus că 500.000 poate e o cifră prea mare, dar e nevoie oricum de câteva sute de mii. Chiar Zelensky spunea recent că pentru a echipa acești 500.000 de oameni, ai nevoie de vreo 13 miliarde de dolari. Bani pe care Ucraina nu îi are, așteaptă bani și de la Uniunea Europeană, dar mai ales de la Statele Unite, din partea Statelor Unite. Și se pune această problemă, pentru că Rusia
pare a fi un sac fără fund. Și resurse umane, adică militari pe care îi trimite pe front, dar și resurse tehnice, militare, tancuri, exact, avioane, lansatoare de rachete și așa. Un expert militar polonez, fost ofițer în serviciile militare de informații poloneze, chiar a făcut un calcul sinistru, în sensul că în acest moment rușii își permit să piardă pe front între 2 și 4 brigăzi pe lună. 4 brigăzi, ca să vă fac așa un element de comparație, România în momentul de față are 8 brigăzi de manevră. În total avem armata română cu forțe terestre, navale, aeriene, au 14 brigăzi. Ei, rușii își permit să piardă în acest moment până la 4 brigăzi pe lună. Și în aceste condiții, ucrainii au nevoie, ca să țină linia frontului, au nevoie să elimine 17.000 de ruși pe lună. Se scoată din luptă. Se scoată din luptă. Doar oameni, militari. Vorbim de militari. Și mii de alte blindate, tehnică de luptă, etc. E, vă dați seama că în condițiile în care serviciile secrete britanice spun că rușii reușesc să ducă pe front 30.000 de oameni, acum există semnale că încearcă să crească această cifră la 40 și ceva de mii de oameni pe lună. Deci peste 1.000 de oameni, peste 1.000 pe zi. Care efectiv... Deci în aceste condiții, calculele pentru Ucraina nu arată deloc bine. Arată au nevoie rău. urgentă de exact. Bani, de oameni, și de echipamente militare și de muniție. Exact. Practic, din ce vedeam că mai spune acel analist polonez, pentru fiecare 700 de militari eliminați, asta, ei aruncă în lupte alții 1.000. Dacă e să luăm de bune... Să zicem, hai să luăm de bune informațiile pe care le publică statul major al armatei ucraine. În fiecare zi, statul major al armatei ucraine spune că am omorât 700 de soldați. Chiar și dacă luăm de bună această informație, 700 e mai mic decât 1.000 decât ceea ce poate aduce Rusia. Rușii aducă zilnic pe front. Îți mulțumesc foarte mult, Mihnea. Mircea Joană spune că Rusia a reușit să surprindă NATO cu mișcările sale în timpul războiului, deși se afla în plin conflict cu Ucraina, a reușit să mute economia țării și să-și construiască trupele de luptă. De asemenea, secretarul general al NATO a mai declarat în exclusivitate la briefing, secretarul general adjunct, că alianța exclude complet în acest moment un eventual atac asupra rușilor. Trebuie să spunem un lucru. Că Federația Rusă și-a reconstituit forțele pierdute, cei 350.000 echipamente, mii de echipamente sofisticate, nave scufundate de ucrainieni în Marea Neagră, importantă, avioane inclusiv de supraveghere, de ultimă generație, foarte scumpe. Deci, în pofida acestei deteriorări a capacității de luptă a Rusiei, ei au reușit să facă două lucruri, mai repede decât am anticipat noi. Unu, să mute economia Rusiei de la o economie relativ normală la o economie de război, chiar cu riscul de a sacrifica viitorul economiei rusești. Pentru că banii care se duc acum în producția de echipamente, de muniție, sunt bani pe care altfel ar fi fost folosiți pentru producție industrială, civilă, de altă factură. Deci, un factor. Al doilea factor este cel că, din punct de vedere al reconstituirii capacității de luptă a trupelor, au reușit să facă un fel de mobilizare mascată în care au în clipa de față undeva spre 500.000 de oameni în Ucraina. Că noi nu vedem un risc iminent de agresivitate a Rusiei împotriva statelor NATO. Ar fi și o disproporție de forțe. Astăzi începe cel mai mare exercițiu militar pe Marea Neagră. Peste 2.000 de militari și 10 de nave NATO vor fi în alertă aproape 2 săptămâni. Aflăm de la colegul meu, Valentin Stan, cum se va desfășura exercițiul. Să ne uităm în primul rând la țările aliate care trimit militari în România. 12 state NATO vor participa la acest exercițiu cel mai mare care are loc pe Marea Neagră. Vedem pe hartă țări precum Franța, Italia, Marea Britanie sau Turcia. Desigur, militarii vor fi ajutați și de Armata Statelor Unite ale Americii. În total, 2.200 de soldați
o să participe la acest exercițiu care are loc pe litoralul românesc. Va fi un antrenament în care se va folosi și muniție reală, o să fie trageri în largul Mării Negre. Militarii o să aibă la dispoziție 27 de nave de luptă, toate ale României, căci în momentul de față țările NATO nu pot să aducă în Marea Neagră nave de război, pentru că Turcia nu permite acest lucru. Pe lângă navele de luptă care vor fi în largul Mării Negre, militarii o să folosească și aviația în acest exercițiu. Este vorba despre 17 avioane și elicoptere de luptă sau de transport care vor survola aceste nave aflate pe mare. Exercițiul începe astăzi și se va încheia peste două săptămâni, pe 21 aprilie. Ne uităm acum la cum va fi vremea în perioada următoare, pentru că vedem, se încălzește tot mai mult, iar temperaturile se vor apropia de 30 de grade la umbră în a doua parte a acestei săptămâni. Această tendință se va menține inclusiv până la începutul lunii viitoare. Nefiresc de cald va fi și de 1 mai și de Paște. Cum arată mai exact estimările meteorologilor pentru perioada sărbătorilor care vin? Ne spune chiar acum doamna Florinela Georgescu, este director de prognoze la ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Vedem temperaturi, doamna Georgescu, care sunt mult peste... Prea de vreme ca să... Da, sunt temperaturi mult peste media normală a acestei perioade. Cât ar trebui să fie acum? Cât vom avea în următoarele 4 săptămâni? Într-adevăr, ceea ce estimăm pentru această săptămână sunt temperaturi care constant se vor menține peste normalul perioadei. În această perioadă ar trebui să avem maxime care să se oprească la 18, poate 20 de grade. Noi așteptăm maxime care se vor încadra în general între 22 și 28 de grade, adică chiar și cele mai mici valori de temperatură pe care le vom înregistra în zilele viitoare vor fi normale sau peste normalul acestei perioade. Sigur însă vor exista pentru perspectiva următoarelor 4 săptămâni care să ne ducă în perioada sărbătorilor pascale, vor exista și perioade cu temperaturi mai scăzute, perioade care vor fi asociate cu episoade de ploaie. Un astfel de episod cu mai multă ploaie și cu temperaturi mai scăzute decât ceea ce vă spuneam ar putea fi la jumătatea săptămânii viitoare, când ploile vor avea o tendință de a se extinde în toate regiunile și de a coborî temperaturile spre normalul perioadei. Pe de altă parte, în zilele cele mai calde așteptăm valori de 30 de grade în partea de sud a țării. Este posibil ca acest lucru să se întâmple în weekendul care vine și în lunea viitoare, dar 30 de grade, 31 în sud, înseamnă și temperaturi foarte ridicate în celelalte regiuni ale țării. De altfel, pe tot parcursul perioadei următoare, temperaturile mai scăzute s-ar putea să se înregistreze doar în zona litorală și trecător prin depresiuni. Am văzut această tendință, doamna Georgescu, ca pe litoral să fie nopților, un pic mai, zone ale... mai scăzute temperaturile, chiar dacă în restul țării erau mai ridicate. Și vă întreb, de Paște și de 1 mai, va fi o mini-vacanță, pentru că cele două sărbători sunt apropiate, va fi o săptămână de mini-vacanță și lumea se întreabă, cum va fi pe litoral, cum va fi la munte vreme? Pe litoral este foarte posibil și normal, de altfel, ca temperaturile să se mențină ceva mai scăzute decât în celelalte regiuni ale țării, pentru că se simte încă influența apei mării, care este destul de rece, adică are temperaturi doar de 10-12 grade, poate se va mai încălzi puțin până atunci, dar tot mai rece decât în cealaltă zonă ale țării va fi pe litoral. Pe de altă parte, zonele montane s-ar putea, pentru că vorbim totuși de un interval, cum spuneți, de aproape o săptămână, s-ar putea ca la munte vremea să aibă și perioade cu instabilitate atmosferică. Vedem deja că fenomenele de instabilitate
cele specifice sezonului cald au apărut deja. Deci nu ar fi exclus ca și în acea perioadă să fie intervale cu averse, cu descărcări electrice, cu intensificări de scurtă durată ale vântului, astfel de manifestări nefiind excluse acum, privind peste următoarele 4 săptămâni, nefiind excluse astfel de manifestări nici în cealaltă regiuni ale țării, pentru că, cum spuneam, pe de-o parte vorbim de un regim al temperaturilor care s-ar putea situa peste normal, pe de altă parte vă spuneam că deja fenomenele specifice sezonului cald au apărut. Vă mulțumesc foarte mult. Reținem vreme cu temperaturi peste medie în următoarele 4 săptămâni, inclusiv de Paște și de 1 mai în România. Vă mulțumesc! Este alertă de furtună în Marea Britanie, Irlanda și Țara Galilor, unde a 11-a furtună din ultimul an lovește deja puternic zonele de coastă. Peste 140 de zboruri au fost anulate sâmbătă, în timp ce altele au avut întârzieri sau au fost deviate. Meteorologii au emis avertizmente de vreme severă pentru luni și marți, adică pentru astăzi și mâine, pe măsură ce un al doilea val de ploi torențiale se pregătește să lovească regiunea. Rafalele au fost atât de puternice încât un avion plin cu pasageri a ratat aterizarea pe aeroportul din Dublin. Did I am happy? Oh, wow! Wow! Aeronava care se întorcea de la Veneția a reușit să atingă pista, dar a fost luată cu totul de curenții de peste 117 de kilometri pe oră. Piloții au fost nevoiți să zboare în cerc pentru a reveni pe ruta de aterizare. Nu a fost singurul avion care a întâmpinat probleme. În Scoția, alți doi piloți au efectuat o aterizare spectaculoasă pe aeroportul din Edinburgh. Momentul a fost filmat de cei 5 pasageri aflați la bordul micului avion. În Irlanda, 34.000 de oameni au rămas fără electricitate. A fost emis cod galben de vânt în nord-vestul Scoției, unde rafalele au depășit chiar și 144 de kilometri pe oră, în timp ce o alertă de inundații a intrat în vigoare în 10 de regiuni. Meteorologii au avertizat că valurile mari vor afecta zonele de coastă și vor perturba rutele maritime, în timp ce rafalele de vânt și ploile torențiale vor afecta traficul rutier, feroviar și aerian. Înapoi la noi în țară, acum ne uităm la enigma șefului de la finanțe. Marcel Boloș spune că prețurile din piețe sunt mult prea mari și el nu își explică de ce se întâmplă acest lucru. În paralel, producătorii spun că în materie de profit nu rămân cu aproape nimic. Și asta pentru că au crescut costurile de producție, dar nu și prețurile, care, spun ei, s-au păstrat în mare la fel ca anul trecut. Costurile de producție suportate de producători au crescut în ultimii 2 ani cu aproximativ 60%. Conform Institutului Național de Statistică, prețurile fructelor și legumelor au crescut însă în medie cu doar 5%. Brânza și produsele lactate, spre exemplu, se vând în piețe la același preț ca anul trecut. S-a simțit puțin când s-au scumpit toate, dar și-a revenit, s-au reglat. Anul acesta au rămas ca și anul trecut, nu s-au scumpit. Din frică de a nu rămâne cu produsele pe tarabe, producătorii încearcă să țină pasul cu prețurile produselor din marketuri. Am zis că aici e mai ieftin. Da. Și ai de unde alege. Sunt un pic parcă mai mici decât în supermarketuri. Însă nu toți sunt de aceeași părere. O legătură de mărar, 2 lei, care în market e 1,50 lei. Să știți că nu e nicio mare diferență. Dacă este 20-30 de bani, până în 50 de bani, dar restul nu este, să știți. Te duci la raft, e un preț, când vii la casă, plătești alt preț. Și calitatea produselor?
lasă de dorit. Pe de altă parte, ministrul finanțelor este de părere că prețurile sunt ridicate tocmai pentru că românii cumpără din piețe. Depinde dacă populația cumpără din produs din piețele agroalimentare mai mult, prețul se va menține în continuare ridicat. Nu cred că guvernul poate să intervină asupra prețurilor din piață. În momentul de față, o salată verde se vinde în medie cu 4 lei bucata, ceapa și usturoiul cu 2 lei legătura, iar merele cu aproximativ 2 lei și 50 de bani. Este alertă de mine marină în delta Dunării. O echipă de pirotehniști s-a deplasat la fața locului pentru a investiga situația. Acolo este și colega mea, Dana Costache. Dana, bun găsit! Mai întâi spune-ne ce informații noi ai în acest caz. Bun găsit! În această dimineață, un echipaj al Poliției de Frontieră a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta Tulcea despre existența unui obiect sferic metalic care plutește în apropierea localității Pătlăgeanca din județul Tulcea, la kilometrul fluvial 113. Imediat în zona a fost trimis un echipaj pirotehnic, s-au mobilizat și reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Apărării Naționale și tot acolo a ajuns și un echipaj de scafandri care urmează să identifice obiectul, să-l clasifice și să-l neutralizeze. Embarcațiunile care ajung pe brațul Chilia au fost avertizate să navige cu atenție sporită. Da, Ana, îți mulțumesc. Vorbim acum despre faptul că Ministrul Sănătății a aflat de la jurnaliști despre cazul femeii însărcinate care a murit la Spitalul Județean din Bacău, dar și despre acuzațiile de malpraxis aduse medicilor de acolo. Alexandru Rafila spune că a fost plecat din țară și că va trimite inspecția sanitară în Bacău pentru a verifica situația. Vă reamintim că săptămâna trecută o femeie însărcinată în luna a patra s-a stins din viață la mai puțin de o zi după ce a fost internată. Soțul femeii a afirmat că, deși aceasta avea dureri cumplite, medicii ar fi spus că are o cădere nervoasă și ar fi operat-o mult prea târziu. La rândul lor, doctorii au declarat că au respectat toate procedurile. Spitalul, dacă este vorba despre Spitalul Județean Bacău, aflat în subordinea Consiliului Județean de acolo, cu siguranță va întreprinde demersurile necesare. Noi, ceea ce putem să facem în acest moment, vom trimite Inspecția Sanitară de Stat, rămâne să ajung la Minister, să văd despre ce este vorba, ca să vedem dacă au fost încălcate procedurile legate de siguranța pacientului. O boală din epoca victoriană a revenit în Europa. În ultimele luni s-au înregistrat cele mai multe cazuri din ultimii 60 de ani de tuse convulsivă. O boală infecțioasă care afectează plămânii, dar și căile respiratorii. Cei mai mulți bolnavi au fost depistați în Croația, Cehia, Danemarca, Belgia, Spania și Marea Britanie. Potrivit unui raport al British Medical Journal Concrete, în Anglia, în primele două luni ale acestui an s-au înregistrat numai puțin de 913 cazuri. Și asta în condițiile în care la finalul anului 2023 au fost tot anul 853 de cazuri. Până acum, cea mai gravă situație este în Croația, peste 6200 de bolnavi. Specialiștii avertizează că numărul îmbolnăvirilor crește pe măsură ce rata de vaccinare a scăzut. Lipsa de vaccinare la nivel de populație va duce la multe dintre bolile pe care le consideram ca fiind ale trecutului. Atenție! Nu vorbim de boli eradicate. Singura este variola, vă aduc aminte că în bolile infecțioase, în afară de variolă, toate celelalte există în continuare și cu o probabilitate destul de mare ca la un moment dat, în anumite condiții, să reapară. E important că atunci când știm că există aceste cazuri și apare o simptomatologie care nu se referă doar la tuse, o simptomatologie respiratorie, mai ales la persoanele care au venit în contact cu cei care au avut la un moment dat poate tuse convulsivă, apropo de zone, să luăm în calcul ca diagnostic diferențial, să fim atenți la aceste aspecte. Tusea poate să nu fie cauză infecțioasă, să țină de orice altceva.
Mergeți la medicul de familie în primă fază, se face un consult și va fi orientarea către un medic specialist. Nu așteptați cu un simptom, cum e de exemplu tusea, luni de zile, pe principiu că va trece de la sine, că nu se va întâmpla. Controversă în jurul unui raport al Corpului de Control al Prim-ministrului efectuat în 2020, informațiile din analiză făceau referire la posibile situații de incompatibilitate și conflict de interese constatate în cazul managerului interimar de la acea vreme, Cătălin Cârstoiu, la Spitalul Universitar. Actualul candidat la Primăria Generală și premierul Marcel Ciolacu transmit însă la unison că raportul nu are legătură cu realitatea. Nu știu nimic de acest raport, presupun că a mers, mai dar dacă credeți că eu am sunat pe șeful Corpului de Control să-i spun să dea uitării unui act din 2020, noi fiind în 2024. Nu, voiam să... deci, întrebarea era dacă îmi place povestea, e superbă, dar are nicio treabă cu realitatea. Și dacă veți... Presupun că a mers la ani. Nu sunt, doamnă, incompatibil, nu sunt în conflict de interese, e opinia mea. Am prezentat un punct de vedere Corpului de Control al primului ministru, care și-a invalidat el singur parte din raport. A fost sesizată Agenția Națională de Integritate pe acest aspect. Sunt suspiciuni și în privința primarului sectorului 1, Clotilde Armand, care a fost înregistrată intervenind în derularea unei licitații publice. În presă au apărut stenograme în care Clotilde discută cu angajați din primărie, dar și cu directorul unei firme căruia îi cere să găsească oferte pentru respectiva licitație. De cealaltă parte, Clotilde Armand spune că înregistrarea a fost trunchiată și nu a făcut nimic ilegal. Președintele partidului i-a luat și el apărarea și a avut o reacție asemănătoare lui Liviu Dragnea, asta la adresa jurnalistei Digi24. Cetățenii se pot clarifica foarte ușor. Nu am făcut nimic ilegal și ce este ilegal e faptul că sunt filmate de funcționari publici care rezistă la schimbare, sunt tot pe modelul corupției și pile. Tot ce am făcut este perfect ilegal și este într-un spirit de serviciu public. Tot ce am făcut... Nu comentez înregistrări pe surse, pot să vă spun că cercetarea de piață și dialogul cu companii și discuțiile despre sunt lucruri absolut normale. Știu că doamna Clotilde Armand este un om integru, hărțuit, nu cred că a încălcat legea niciodată. Citeți pe domnul Voiculescu, aș vrea să vă... Știu, știam, sigur că vreți să mă întrebați, dar v-am răspuns de prima dată. Mă întrebați de vreo 2-3 luni, înțeleg că v-au pus din redacție cu domnul Vlad Voiculescu, am răspuns de 10 ori. Sigur, poate putem să luăm următoarea întrebare, dacă este acest răspuns. Fenomenul astronomic al anului este aici. Diseară, o eclipsă totală de soare va uimi zeci de milioane de oameni în America de Nord. Mai sunt doar câteva ore până când, în mijlocul zilei, pe continentul american va fi întuneric. Astronomii spun că fenomenul va fi mai spectaculos decât cel din 2017. Eclipsa va putea fi însă văzută și de către noi. Știe cum colega noastră Iulia Bălăianu. Iulia, bun găsit! Bine v-am găsit, vorbind de o eclipsă totală în care Luna se va afla exact între Pământ și Soare pentru 4 minute și 28 de secunde. Deși Soarele e de aproximativ 400 de ori mai mare decât Luna, dar și de 400 de ori mai departe, cele două corpuri cerești vor părea că au dimensiuni similare. Haideți să vedem exact care este traseul eclipsei. Acesta va începe în Mexic. La ora 21 și 7 minute, evenimentul ar trebui să fie vizibil pentru prima dată pe coasta de vest a Mexicului. Va trece apoi prin 15 state americane și finalul va fi în estul Canadei. Totuși vom putea urmări și noi eclipsa de oriunde din lume. NASA va transmite evenimentul live de la ora 20, ora României, într-o transmisiune care va include și discuții cu experții. Spectacolul promite să fie atât de grandios încât la cascada Niagara a fost declarată stare de urgență. Motivul: o invazie a turiștilor în zonă de unde se va vedea eclipsa. Entuziasmul din jurul evenimentului este atât de mare încât mai multe canale importante de știri au avut numărători inverse tot weekendul. Următoarea eclipsă totală pe glob, vizibilă și din România, va fi peste mai bine de jumătate de secol, pe data de 3 septembrie 2081.
tehnologie performantă pentru o gamă completă de analize, cu rezultate sigure și rapide, în care poți avea încredere la prețuri oneste. Așa arată normalitatea la Clinica Santé. Clinica Santé. Toată lumea are dreptul la analize. Te așteptăm în noile Hiper Doctor Max, începând cu 4 aprilie în Slobozia și cu 5 aprilie în Bistrița, dar și în toate locațiile din țară. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max. Plăcut blocaj, constipația, ai o soluție. Formula naturală Senalax cu acțiunea sinergică dintre extractele de sena și crușin te scapă rapid de constipație. Senalax. Bine ai venit în contul tău, Andrei. Apasă aici. Cash sau voucher? Cash. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm de două ori diferența. Ia-ți televizor LED Smart Hisense HD 80 cm la 799,9 lei și televizor LED Smart Hisense Ultra HD 4K 126 cm la 1699,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Îmi trebuie, îmi iau, am nevoie, nu stau. Dacă-mi place mie, e wow. Îmi trebuie, îmi iau, îmi trebuie, îmi iau, am nevoie, nu stau. Dacă-mi place mie, e wow. Îmi trebuie, îmi iau. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online în doar 20 de minute. BRD, tu ești viitorul. Or whether I'm wrong, whether I find a place in this world. Descoperă stilul unic pe Zalando. Facturile te iau prin surprindere. Din fericire, unele surprize pot fi plăcute și nu trebuie să cauți prea mult. Vino la Digi și găsești cea mai tare combinație. Portează-te cu mai multe numere și ai reducere din ce în ce mai mare. Poți plăti chiar până la 1,5 euro pe lună timp de 8 luni. Tu câte numere aduci la Digi? Nu vine sfârșitul lumii. Cu Savana Ultra Resist, petele dificile se șterg ușor și mai târziu.